România! Bună România! Vasluienii au venit de la zeci de kilometri distanță cu noaptea în cap, chiar și de la 3 dimineață, pentru a obține actele de care au nevoie. De la 5! De la 5 stăm aici! Tu l-am înghețat aici! Venim de departe, la 50 km, vine domnule! Și n-am voie să stau la frig și să fac efort. Și stau aici de la 5. Pentru ajutor social să fac dosar, dacă nu fac, nu-mi dă. Stau și cu medicamente, am luat medicamente pe stomacul gol dimineață când am plecat de acasă. De la 3 am plecat de acasă, deci. Și stăm până ce vom rezolva aici. Dragomirești, trebuie să trăim bine. Trăim foarte bine, doar picioarele îți gheață. Asta e viața la noi în România. Trăim foarte bine, cum zici, domn Băsescu. Poate să zic că vreunul am înghețat, toți am înghețat. Ar fi trebuit să trimit acolo, la comună, că te... Cum a fost și până acum. Să nu vină atâta lume să înghețe de frig. Să meargă acolo. Venim la 50 km ca să stăm la ora 5 să înghețăm de frig aici. Nia la ceartă, deci că rupi mușurile. Să plângi din frig la picioarele la mână. Eu te-am... Cu permanuș, să stai aici așa în fața ușii. E greu. Pentru 900 care le iei pe lună. Pentru că nu au fost primiți în instituție, oamenii au completat formularele pe unde au apucat. Angajații agenției, puțin la număr, nu mai fac față solicitărilor. Stăm în genunchi, în zăpadă, ca să scrii. Întrucât în același birou se acordă viza lunară, se primesc dosare de șomaj și se eliberează adeverințe pentru venitul minim garantat, timpul de așteptare al șomerilor poate fi în unele zile mai mare. Pentru a ne desfășura activitatea în condiții normale, am solicitat sprijinul forțelor de ordine. Beneficiarii ajutorului social au obligația să prezinte la primărie o adeverință prin care să facă dovada că sunt în căutarea unui loc de muncă. În caz contrar, rămân fără sprijin financiar de la stat.